Fotbalul pe burta goală se joacă la noi. Fotbaliștii de la Gazmetan au tras de ei pe final de an. Poenaru a făcut de toate în ultima perioadă la Gazmetan, unde banii s-au dat cu țârâita. Fotbaliștii au intrat în vacanță fără bani. 5 salarii restante au jucătorii de la Mediaș. Fiecare avea socotelile lui, să zicem. Fiecare se gândea la casă, la familie, la copii, la cadouri, la tot ce înseamnă sărbătorile de iarnă. A trebuit să mă transform cumva într-un psiholog. Poenaru a plecat de la Clinceni, unde nu sunt banii, la Gazmetan, unde a dat de aceeași problemă. M-am hârtii, am niște hârtii clare, cu ștampilate. am hârtii, dar deocamdată banii au rămas pe hârtie, din păcate. Se pare, așa făcând o glumă, cam atracție la să merg acolo unde este greu. Poenaru a fost pe lista scurtă a lui Becali. Într-o zi vrea să antreneze FCSB. Mă bucură faptul că încă se gândește la mine și pentru că mă dorește la echipă. Pe pereții camerei sale, Poenaru l-are pe Guardiola. Apreciez foarte mult pe Klopp și pe Simeone. Sunt antrenorii de la care eu mă inspir. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.